ai văzut-o pe sora mea? Dar tu pe sora mea? Nu. Unde a dispărut? Crezi că avea făcut Emma ceva? Nu știu. Păi, trebuie să te căutăm. Ok. Haidem. Când m-am trezit, eram de peste la cap. Acum nu mă pot scoate. Stai un pic. Ce era, mă? Nu știu, eram legată de cu asta, de fapt. Da, una. Stai. Și nu o pot scoate. Pentru că este lipită de mine. Hai. Hai. De unde să le căutăm? Pe acolo trecem sau pe acolo oriunde. Poate, de dacă sunt închiși ca noi. Pe acolo. Doamne, nu s-a gândit să ne ascunde mai bine, e că la tine e normal, dar eu pot să scap. Dar păi, poate că nu ne mai scăzim. Haidem. Lovitorile este, mă, parcă nu-mi dau voie să primesc pe celor. S-a întâmplat ceva cu Daisy? Da. Și-a rămas sângele. Cu Daisy s-a întâmplat ceva? Da, iar statul flip-flop. Și nu trebuie să facem nimic? Păi deja totul e clar. Fiecare zi se acumatizează. Se comportă ciudat în fiecare zi. Flip-flop, scoate apă din gură. Nu e cam ciudat că numai pe ea? Păi, voi sunteți rudele lui The Pigger, nu eu. Nu, noi nu suntem rudele lui Flip-Flop-Flop, poate doar ea este mama ei. Mama ei? Da. Pentru că, cred că The Pigger a infectat-o. Și poate vrea să o infecteze și pe fica lor, minunată de ei. Pe toate voi infectează. Ba da, intră ciudat și în mine, dar oare Flip-Flop-Flop este mai puternic ca Dofigă? Puternic? Da, doamne, cum am făcut de ei. Normal, Dofigă. M-am împins pe mine. Oare mai există portalul acela care n-a mai intrat aproape de 5 ani? 4? Foarte multă lume a intrat acolo, nu cred că e ceva. Dar nu înțeleg ce noi. Voi sunteți fiicele lui David, adică... De ce oare Carina este așa fițoasă? Știu! Mi se pare că Carina nu este sănătoasă la cap. Da, și ai imaginat. Pe tatăl ei, până la urmă, poate e super. Da, nici nu știe cum arată el sub mască. Dar poate și este el. Și nu înțeleg, pur și simplu, nu înțeleg de ce Carina acum 2 ani nu părea să știe nimic. Chiar a dat și la știri. Și acum se luptă imaginar cu tatăl său, adică stă cu cuțitul la gâtul tău. Ceva nu e în regulă cu Carina, precis a pățit ceva. Adică pare că nu e sănătoasă la cap. Și nu înțeleg ce. Adică, parcă se crede într-un film, ceva de genul.
stă cu cuțitul la gâtul tău. Nu era nimeni la gâtul meu. Și dacă era cu cuțitul la gâtul meu, simțeam, nu? Da, și dacă te tăia, nu murei, nu? Invizibil, nu? Cuțitul da. Invizibil. Da, imaginar al Carinei. Crezi că ar fi bine să ducă la ceva, la psihiatru sau psiholog? Ce? Încă nu înțeleg. De ce noi? De ce nu altcineva? De ce noi trebuie să suferim? De ce noi trebuie să stăm cu teama? De ce? Teama toate prietenile noastre, adică prietenile mele, tu. De ce sunt toate fiicele de pigă? Crezi că are vreo legătură? Și puterile magice, tot au vreo legătură? Sau părinții tăi tot au vreo legătură? Părinții mei sunt normali. Eu cu ele nu suntem foarte normale. Mă refer că nu că sunt moști, poate vrăjitoare. Te-ai gândit vreodată? S-au purtat vreodată citat? Nu, adică eu pot să spun că sunt singura care are părinți normali de aici. Adică Sara nici părinții real nu-i avea. Adică de ce de pe care i-am omorât pe părinții lui Sara? De ce le-a ars casa? Dacă ei nu... Chiar dacă nu are legătură cu această poveste acum. Nu înțelegi care este legătura. Când eu am fugit cu Emma, cu Vulcan, păi tot a venit țara după noi. Cât de mare grijă a avut Daisy de ea. Dacă da. Daisy are legătură cu asta. Daisy? Da. Poate Flifloflo este mama sa. Ce cu numele ăsta de bărbat? Păi poate tatăle și voi aveți aceeași mamă? Nu, pur și simplu. Voi aveți aceeași mamă? Nu. Dar de unde știi, pur și simplu, poate? Nu am cunoscut niciodată pe părinții. Doar pe The Pigger, anul ăsta. Păi cu cine ai trăit? Eu sunt adoptată. Adoptată? Da. De abia anul ăsta mi-am aflat că tatăl meu este The Pigger, însă nu se știe sigur. Nu se știe sigur dacă chiar tatăl Emei este The Pigger. Dar se știe sigur că tatăl Carinei este. Adică ea așa spune. Tu măcar mi-ai auzit ce am zis? Da, desigur că te-am auzit. Emma e sora ta geamănă, nu? Păi de ce ea timp de 2 ani a fost bună și pur și simplu dintr-o dată a fost rea, adică vrea să ne omoare acum în fiecare zi cu țitul, cu pumnii, cu puterile, cu sticlele care le găsesc asta. Păi Emma, nu știi, ca Carina, două nebune. Vulcan. Vulcan? Lolita. Poate cineva te-a auzit ea sau Carina? Pe Carina un răspuns? Am văzut tot lucrul ăsta. Totul e tot
totul era violet aici. Totul. Noi eram îmbrăcat ceva foarte frumos, machiate. Cineva ne ataca, nu i-am văzut fața, dar chiar... Ioana e moartă! Da, sora ta. Era acolo. Toți au început să plângă. Toți au început să plângă, da, foarte tare. Chiar și eu. Adică... Dar oare era oare o apocalipsa monștrilor în care se adună toți monștri? Noi nu ne-am dus într-un portal. Noi simplu tot cerul... Tot cerul s-a făcut violetă. Ioana, oare chiar o să moară? Nu știu cum o să reacționeze Daisy. Da, dar Daisy nu se treacă cu asta dacă mai trăiește. Trebuie să fie pe aici. Bine. E ceva... E cumva corpul... Păi, ce simte? Simte corpul... E că noi vorbeam? Ia uite pe ce, de mâine. Cum se cheamă monstru care a pus o dată? Cliflo-flo. Da. Dar pune-te în partea aia. M-ai lovit. Da, încă te-ai revenit, du-te-n partea aia. Du-te-n partea aia. Așa. Nu, vine, să scutează. Depozitează-te... Cliflo-flo. Depozitează-te Cliflo-flo. Depozitează-te Cliflo-flo. Cliflo! Daisy? E Daisy. Daisy, ești ok? Apropo, de ce ai lipsit ieri? Emma a murit. Sora mea a murit? Daisy, ce spune? Daisy, ce s-a întâmplat? Dar când vedeai numai negru? Vedeam și negru, dar stai ce poți să te lovești. Și un galben și un alb, parcă. Nu, te întreb de niște imagini. Vedeam parcă o siluetă care era galbenă și cu alb. Daisy!
Ce-i face? Ce-mi face dacă nu vrei? Bugărești, ține! Eu n-am lovit-o tare cum a lovit ea! Am fost prieteni 8 ani! Ce? Și cum să poți face asta? Așa bine! Acolo. Crezi că asta fugărea sau ce? Da. Mergem ca să vei face ceva cu mintea asta. Da. Hai. Aștept să faci ceva. Da. Bine, plecăm. Hai. Da. Haidem. Haidem la mine acasă. Ha. Ce? Nu ești la te-a ținut? Nimerești noi? Nici ea nu e! Aproape eram! Trebuie să plecăm undeva, la mine da. Acasă nu-i sigur, deja știi unde hai trăiesc. Hai să plecăm! Trebuie să găsim... Stop! Trebuie să plecăm undeva să nu le găsim. Ce să spun? Nu te poți apuni! Ce să spun? Câte lucruri trebuie să cum ar fi oh. Asta. Ce-a zis? Despre asta? Ce? Porta? Nu mai știi! Dar pe eu n-am auzit! Nu mai știi ce e asta? Clarare! Eram... Bună! Pentru voi și nu pentru alții. Da, mai bine te duci la psihiatrie. Vedeai numai lucruri care nu... Să nu dai să fie și la mine. Dă-i și lusoana. Hai. Aștept. Tu? Deci, hai, o pui zici. Dați-mi mâna cap, spărgeți-mă și vărăți-mă în grabă. Hai, eu știu că așteptați. Asta e idealul și apărare. Hai să plecăm. Dă-mi una, haide. Ia mâinile. Hai, dă-mi. Tu? Hai, dă-o. Hai. Da. Nu sunt o criminală ca tine. Bine, eu încă până nu am omor pe nimeni ca să mă faci criminală. Ai vrut să omor pe Emma. Dar de unde știi? Trebuie să plecăm urgent. Chi ai dat cu o cărămidă în cap. Hai da. Mi-e tot o spart. Haideți să plecăm de lângă așa oameni. Haidem. Pa, pa. Și eu zic asta. Pa, pa. Ce loc mi ce facem? Livada. Livada e glot, plus poate acolo s-a spus, Carina. Trebuie să dăm o scuzătoare undeva. Vă teme de ea? Oh, normal! Parcă trebuie să plecăm, nu? Uite, o umbrela. Mă, nu-mi presiei să-i dai umbrela în cap. Este doar de apărare. Auto-apărare. Trebuie să-mi iau telefonul! Pentru să pot să sun. Dacă cineva va... Sinucis! Carina! Da.
sună. Păi da, nu e sănătoasă. Eleonora e acasă. Da, nu te arunci. Las telefonul. My girl, my girl. Dacă don't nu lași, dar da, 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 in the pines where the sun don't ever shine, I would follow the whole night through. Nu sunăm la nimic! Cum adică vrei să moară?